Pe lângă vechile colaborări deja consacrate pe care poliția locală le-a avut, mai nou au încheiat un parteneriat de colaborare cu cei de la firma de protecție și pază Pretorian. Înțelegerea are ca scop desfășurarea unor activități sportive. Noile colaborări, în afară de cele consacrate, care sunt colaborare cu Poliția Națională, circulație rutieră și ordine publică, avem colaborări cu Jandarmeria Română, iar mai nou avem colaborare cu firma Protecție și Pază Pretorian pentru desfășurarea activității sportive de pe stadionul Cetatea Târgu Neamț. Cei mai norocoși dintre agenți au avut șansa de a participa la cursuri de perfecționare desfășurate la Școala Militară de Subofițeri din cadrul instituției Ministerului de Interne. Avem 3 colegi agenți de la Poliția Locală care au avut șansa ca să meargă la cursul de perfecționare în cadrul unei instituții a Ministerului de Interne, la Fălticeni, la Școala de Militară de Subofițieri Jandarmi. În ce constau aceste cursuri? Sunt cursuri de specialitate în care se desfășoară circulație rutieră, ordine publică, tactică polițienească, legislație și, bineînțeles, formarea unui polițist, un polițist cu acte în regulă, dacă putem să numim și așa. Cursurile au ca scop formarea și instruirea agenților în vederea perfecționării acestora și pentru o mai bună deservire a ordinii publice.